Mamă, Gică, câți animatronici sunt? Asta e insula animatronicilor. Hai, bă, odată. Mamă, gata, îi spară sus. Nu merg. Auleu, Gică. Hai, Gică, sus. Sus, frate, sus. Nu. Gică, dar asta nu-i submarin. Ăsta e avion. Auleu, Gică, vin animatronici. Frate, trage-ne-i. Nu-i lăsa să ne omoare. Am blocat aici, Draculas. Gică, dă mâna. Te scot, frate, de aici, dă mâna, Gică, vitezomanul, hai cu mine, auleu, ce se întâmplă? În spate! Aaaa! Dă-le, Gică, dă-le cu tot ce ai, frate! Auleu! Uite, Gică, e mașină în față! Dă-i rapid, trebuie să fugim de aici, hai, frate, pune-te! Auleu, trebuie să fugim de aici! Pleacă, bă! Auleu, dar pun s-o luăm! Auleu, n-avem, ne-am blocat, auleu, avem scăpare. Ți arată fratele tău, Draculas, cum se scapă. Uuu, scăpat. Vai, Gică, bă, ce se întâmplă pe insula asta, că abia am ajuns, bă. Ce vrei, bă, le-am dat concediu, să fii fericit. Bă, de ce le-ai dat, bă, concediu fix pe insula asta unde am venit eu cu domnul Motan? Mi-am blocat, bă, Gică. De ce ați venit pe insula asta unde le-am dat eu concediu, bă? Bă, de unde... Auleu, Gică, ups. Bă, n-am vrut să-ți dau scuze. Gică, vin după noi. Fugi! Unde, bă? Auleu! Fugi pe aici, Gică! Gică! M-am pierdut! Mamă, frate, cum se te pierzi, auleu, uite-l cum fuge după mine! Mamă! Lasă-mă, animatronicule! Gică, dar nu trage mine, eu sunt Draculas! Au! Animatronici acum, poate scap și eu cu viață! Bă, ce să scapă, Gică! Gică, dar nu mă omoră! Mamă, Gică, ce ne facem? Bă, de ce ai lăsat pe animatronici să vină aici? Atât am vrut și eu! Un concediu, fiindcă a început vacanța de vară. Da, Gică. Ce au nevoie de concediu? Crezi că nu-s sătul de atâta muncă? Crezi că nu-s săturat? Să sperii copiii zi de zi? Au! Gică, știu că sperii copiii zi de zi, dar bă, de ce au venit pe insula asta? Hai cu mine, trebuie să facem un plan. Bă, am obosit, care-i planul? Au! Bă, planul e... Nu știu, să ne aruncăm în mare. Cum, bă, să ne aruncăm în mare, dar hai că te urmăresc. O, Gică! Vai, frate! Bă, aici era un FNAF mai păcălit. Gică, poți să ieși acum? O scăpat, nu mai sunt animatronici, poți să ieși? Lasă-mă, bă, vreau să dorm. Hai, Gică, ieși de acolo. Trebuie să discutăm. Bă, se întunecă. Ne trebuie un plan, bă, cum putem scăpa de animatronici de pe insulă? Bă. Da, Gică. Știu că domnul Șobolan avea o chestie care putea să-i ademenească, dar să-i alungi. Păi, domnul Șobolan? Și cum dă-mi dor domnul Șobolan? Păi nu mai trece, bă, o să-i anunț pe animatronicii din FNAF că suntem aici. Lasă-mă, bă, vreau să vânez o găscă rață, ce aia? O găscărață, bă, nu mai trage, Gică, nu mai trage, că o să ne aud animatronici, bă, și o să vină aici, bă. Am găsit și noi locul ăsta perfect. Uite, putem sta frumos aici, așteptăm să-i facă mâncarea. Gică, ți rog, nu mai trage, o să-i ademenești aici. Bă, nu pot. Ce încerci să faci? Mă pun aici, mă culc. Bă, n-avem, bă, timp de culcat, bă, că din cauza că ai tras tu cu arma, o să vină animatronici acum. Unde a tras cu arma? Unde a tras cu arma? Unde? Bă, nu mai trage cu arma, bă, că o să vină animatronicii. Bă, ce se aude așa? Aoleu, animatronicii, Gică, de ce ai tras? Nu auziți? Ești fericit acum? Uite ce eu să fiu fericit, bă, tu ar trebui să fii fericit, fiindcă tu ai tras, bă, trage-ne, bă, până nu se activează și vin spre noi. Bravo, bă, bravo, hai să fugim, vină cu am pădure cu mine, că știu unde mergem. De fapt, nu știu unde mergem. Bă, trebuie să-l găsim pe domnul Șobolan. Oare mai vin animatronici aia? Ia să văd. Bă, încă vin după noi, fugi! Aoleu, Gică, de ce a trebuit să tragi? Na, bă, ne-am pierdut într-o pădure exotică acum. Ce ne facem? Hai pe aici. Ce acolo? Unde? În față? Gică, hai mai în față, bă, că trebuie să-l găsim pe domnul Șobolan să scăpăm de animatronici ăștia odată. Hai să mergem, bă. Trebuie să ai grijă, bă, că nu știi ce și-ar fi fost. McDonald's! Bă, stai, bă, Gică! Băi, capcană, bă! Gică, nu mânca, băi, normal că e capcană, nu? Bă, nu mânca, frate, poate l-au pus animatronicii. Auleu,
Mică rău. Păi normal, bă, că ți-e rău, chiar la capcană. Cică, ești ok? Frate, cică, bă, ești ok, frate? Bă, cică! Aoleu, bă, din ce ai mâncat, bă, de câte ori ți-am spus, frate, nu mai mânca. De la străini, frate. Asta se întâmplă când mănânci de la străini. Vampiraj. Bă, cică, vine înapoi. Vampiraj, vedeți? Luați exemplu de la Gică și nu mâncați de la străini, fiindcă nu știți ce poate pune un străin acolo. Uitați. Na, bă, e mai bine acum ce s-au făcut ăștia din FNAF. Nu mai poate să-ți miști mâinile și picioarele. Văd un pod. Păi și eu văd un pod, bă. Bă, poate e altă capcană. Bă, tu intri numai în capcane, Gică, te rog frumos. Bă, ai grijă să nimerești podul, să nu cazi. Bă, Gică, mai este un pod acolo. Gică, ești ok? Ai nevoie de ajutor? Da. Bă, vreau ca mă, că-ți dau acum un ajutor de nu poți să-l duci, bă, Gică. Ce aici? Ce acolo? Na, bă, ești mulțumit acum? Na, poftim. Stai că te ajut acum, frate, Gică. Sunt un submarin. Cel mai frumos submarin. Ce s-aude așa? Bă, au venit ăștia din FNAF. Eu ți-am spus, bă, că-i capcană, bă. Tu te apuci acum să mănânci orice McDonald's de la orice străin îl găsești. Bă, hai să fugim. Bă, nu pe acolo, bă, că nu... Aoleu, vin după noi. Ah, Gică, fugi. Aoleu, cad, Gică, nu mă abandona. Gică, nu mă abandona. Nu sunt cad și eu. Bă, nu mă abandona, Gică. Fugi, că vin ăștia din FNAF. Hai pe aici, Să nu mai ia pe mine, să te ia pe tine, bă, că-i vina ta. Hai tot în față că trebuie să-l găsim pe domnul șobolan. Au! Gică, ce se vede acolo în față? E domnul șobolan cu copiii lui! Domnul șobolan, sunt aici! Sunt eu, Draculas, cu Gică Vitezomanu! Nu vă rușine să vă uitați la mine când îmi fac treburile aici, a? Aoleu, dar am crezut că e tronul ăla, iartă-ne! Bă, nu te uita, bă, Gică, întoarce capul! Lasă-mă, bă, în pace! Bă, dă-o lui tractorul meu! A, ăsta? Asta e o vechitură, am găsit-o pe aici, prin pădure. Bă, ți-o găsit tractorul! Doamne și bolan, ăla e tractorul lui Gică Vitezomanu, nu ne-l dai nouă, înapoi? 30 de kilograme de brânză. S-a făcut, îți dăm câtă brânză vrei tu. Doamne și bolan... 40 de kilograme de brânză. 40! 50! 100! 80! O-ți dau 100! Pentru tine cum ești, frate, 3 grame de brânză. Bine, doamne și bolan, 3 grame de brânză să fie. Doamne... Te atinzi brânza mea, te atinzi brânza mea, bă, da, aoleu, aceeași... Aceeași poveste vechi în care își omoară copiii pentru brânză. Domnul șobolan, ascultă-mă, te rog. Avem nevoie de tractor să fugim de aici. Bă, insula asta e împânzită de animatronici din FNAF. Îi trebuie ajutor, te rog. Așa, Viorel, tu ce zici? Da. Kits, da. Vai de capul tău degeaba, uite-mi ies. Kits, da, ce fel de kits, că l-ai omorât. Bă, Gică, te rog, hai, bă, nu mai stați la discuții, hai! Bă, Domnule Șobolan, te iubim! Cu tractorul ăsta putem scăpa din FNAF! Putem fugi! Aoleu, hai, Gică, hai! Hai, bă, odată... Acum te pun! Pune-mă, bă, acolo în tractor! Acum te pun, fratele meu, Gică Vitezomanu! Bă, v-a dat tractorul cu o singură condiție! Da, cu orice condiție! Ia-l, conduc! Bă, Gică, ești de acord să conducă Domnul Șobolan? Bă... Eu doar vreau să scap odată de aici. Dar și eu vreau să scap, frate. Bine, condu-te, domnule șobolan. Aoleu, haide că au venit animatronicii. Tăi, domnule șobolan. Hai, aoleu. Aoleu, capul meu, tăi, fugi. Bă, au. Domnule șobolan, bă, da, ai spus că știi să conduci. Bă, vine, fugi. Aaaa, ne atacă. Aoleu. Stai calm, că mă rezolv eu. Vai, ce țipă, tu ai auzit? Da. Știți care e problema? Eu nu mai știu care-i un pion de ieșirea. Aoleu, hai bă, Gică, că-i pe aici pe undeva ieșirea, doar dă-i, frate. Bă, fugi! No. Bă, ți-o moară pui de șobolan, fugi, domnule șobolan, animatronici ăștia nu-ți de joacă. Așa, dă-i tot în față, haide. Bă, ce grași sunteți, vai! Aoleu, am intrat cu gura într-un copac, aoleu, hai bă, domnule șobolan, Treia, băieți, ne-am blocat. Nu ne-am blocat, bă, doar dă-i, aoleu, cum fac animatronici ăștia? Domnule șobolan, mă auzi? Bă, mă pup cu Cica,
își bagă Chica. Aaa, mă sărută Chica. Aaa, domnul șobolan. Bă, nu, nu se mai poate așa ceva. Aaa, bă, îi fac pe animatronici să vină după mine ca să puteți fugi voi. Auleu, bă, hai că scot tractorul. Hai, bă, că-l scot acum, haide. Dă-i, domnul șobolan, dă-i, mergi. Auleu, bă. Aaa, nu. Mergem, bă. Bă, a explodat tractorul. Aaa, dă-i, băi, auleu. Hai, mai merge tractorul. Dai să vin și eu m-am urcat, dă-i, tot înainte, dă-i. Vestirea, nu mai am benzină. Cum să nu mai ai benzină, doamne, asta-i, doamne, ferească. Domnul șobolan, trebuie să facem ceva, fă ceva, domnul șobolan. Stai că le repar acum. Repară-l, domnul șobolan. Aaa, domnul șobolan. Nu, nu, mă prind ăștia, moștii, mă prind animatronici din FNAF. Nu! Au. Domnul șobolan, ai spus că știi să conduci tractorul. Eu bă să conduc tractorul, sunt cel mai bun tractorist din viață. Auleu. Vampiraș, nu uitați să dați like, comentariu și subscribe și să porniți clopoțelul. Și nu uitați să vă abonați pe contul de YouTube al domnului Motan. Aveți acolo contul în descrierea videoclipului. Vă pupăm, vampiraș.